Da, mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Accident în județul Maramureș. Trei oameni au ajuns la spital după ce o auto specială Smurd a fost lovită în plin de un tren. Unul dintre răniții este în stare gravă în acest moment. Colegul nostru, Vasile Dale, vine chiar acum cu informații. Vasile, bună dimineața! Ce ai reușit să afli? Bună dimineața tuturor! Aseară, în jurul orei 22, un echipaj Smurd a fost solicitat să intervină la un caz în orașul Maramureșan, Ulmeni. Acolo o femeie în vârstă de 76 de ani a intrat în stop cardiorespirator, iar un echipaj al ambulanței din zonă o resuscita în sprijin. A fost chemat echipajul de terapie intensivă Smurd. Numai că la intrare în orașul Ulmeni, la un nivel cu trecere a căi ferate, șoferul echipajului Smurd nu a observat faptul că din dreapta lui venea trenul personal Jibou Baia Mare. A apucat să treacă cu aproape toată autospeciala, doar că trenul l-a acroșat autospeciala și a aruncat-o în afara părții carosabile. În urma impactului violent, cei trei membri ai echipajului, medicul și doi paramedici, au suferit leziuni. Ei au fost preluate către echipaje ale ambulanțelor sosite din Baia Mare și au fost transportați la spital. Din fericire, leziunile suferite de cei trei nu au fost atât de grave. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, i-au testat atât pe șoferul ambulanței cât și pe conductorul trenului. Vreau să vă spun că niciun pasager din trenul personal nu a fost rănit, iar trenul a ajuns la destinație cu o întârziere de 81 de minute. Din păcate, femeia în vârstă de 76 de ani nu a mai putut fi salvată de către echipajul de ambulanță, dar cu toate că în sprijin a venit un alt echipaj Smurd de la Baia Mare.